e smart, e cool, are toate caracteristicile. E în trend. E în, folosim și în trend. E în trend și este omul Tranda sau Xiao Tranda, că l-am auzit pe el. În primul rând, explică-ne ce înseamnă, dacă se poate explica. Se poate explica, nu? E o chestie din Constangeles, de la tine, de acolo, nu? Da. Am tot auzit expresia asta, Xiao ăla. Ce înseamnă? Xiao e egal tipul, frate, gagiu, știi? Xavei că tipul a gagica, gen. Ah, ok. Și e doar acolo? Păi de la noi este, adică acolo s-a inventat treaba asta. E veche. Purtător oficial de Constangeles, mândru de oraș, bănuiesc. Foarte. Te mai duci, mai ai timp să ajungi și pe acolo? Locuiesc acolo de un an jumate, doi aproape. Crezi că te-ai mutat aici. Am stat în București vreo 12-13 ani, da. Și tot, întoarcerea la origini, chemarea pământului. Nu știu, am iubit tot timpul cât am fost și la București, am iubit Constanța. Adică îmi place București, dar iubesc Constanța și vibe-ul meu e umflete, acolo. Umflete un pic în pene, împinge piept, da, în față, piept așa. Da, asta zi, pieptul să se deci, vadă acolo la cameră. Da? Aici și astea sunt făcute de noi. Ok. Deci, constangeles.com pentru cine e interesat, îl poate găsi haine și materialul pe mine mai cucerit pentru că am văzut cum ai incorporat ceasul în... Păi da, e de acolo, mă, deci puteți să găsiți treaba asta. Mulțumim foarte mult pentru cadou. Mulțumim și celor de la DJ Project. Stai, am primit tricouri, azi a venit Crăciunul mai devreme. Da, mă, uite, noi avem goodies. Nouă ne place, uite, avem tricou cu Retrograd oficial și avem, bineînțeles, albumul Tranda. Tranda. Îți mulțumim foarte tare. Vorbeam cu Tranda despre treaba asta, ne lăuda că mai suntem dăia care ascultă album și CD. Bă, asta trebuie să spună multe despre noi, n-avem mașină cu Bluetooth. Adică... Eu m-am gândit că... Eu sunt de cultură cu album, adică gen o să fac album, o să scot și materialul fizic, adică CD. Mi-am dorit, bă, cum ar fi să am un CD al meu, albumul meu, știi? Okay. Când nu m-am apucat de muzică. Atunci n-au fost condițiile, a trebuit să le construiesc și încerc să scot la fiecare album și varianta fizică pentru cei care colecționează, mă refer. Da, mă, e păcat, poate și un și vinil. Și dacă poate mai sunt niște băieți de treabă ca voi care mă invită și la radio și au și mașină fără Bluetooth și au... Da, cu atât mai bine, păi îți dai seama să știi că și sound-ul, să se audă. Sound-ul e altfel. Da, și sound-ul să știi că e altfel. Și păcat, muzica trebuie ascultată ok din punct de vedere calitativ. Ori CD-ul îți dă altceva. Sigur alt că da. Vibe da, mă, decât, dă o experiență cu totul. Scuze-mă cu o secundă, trebuie să fac o paranteză aici. Apropo de sound, s-a ocupat Paul Iorga, băiatul lui Leo Iorga. Paul Iorga super tare. Da, un tip foarte talentat, foarte puștiu, e grav, mi se pare. Și s-a ocupat de sound, adică... inginerie de sunet, dar a făcut și producție la unde, uite, spre exemplu, și Îngerii trec prin Iad, produsă de el. Pe care o să o ascultăm și noi. Auzi, un pic. Tranda, nu, oricine și... rămâne diferit. Tu n-ai rămas diferit, tu faci muzică cu mesaj. De unde ți-a venit ideea asta să nu faci tra-la-la și li-li-li, știi, doar ca să se vândă? Poate pentru că hip-hop. Nu știu, eu așa am simțit muzica mereu. Cred că am avut influențele alea de funk, blues, R&B-uri, hip-hop-ul pe care am crescut și mie să nu se înțeleagă greșit. E loc pentru orice sound, îmi place evoluția muzicii. Într-adevăr, sunt unele chestii mai superficiale care se întâmplă, dar ce e true, adică se va cerne și rămân, băieți. Adică fac chestia asta de 14 ani, dacă eram undeva irelevant, înțelegi ce zic? Da. S-a schimbat un pic traseul tău de-a lungul timpului. Ai fost în gașca Okapi cu Grasu, cu Miță, cu toți băieții. Da. Avem o istorie acolo, E o istorie, ai decis și frumoasă, totuși să... Adică... Da, frumoasă. Apropo de ce vorbeam cu DJ Project, să înțeleagă lumea că dacă un om, dacă, nu știu, Kilafonic este din Shatra Benz sau tu ai plecat de acolo, nu înseamnă neapărat că, mamă, oamenii ăștia și iau gâtul sau certat sau... Nu, băi, e pur și simplu alegerea... Eu vorbesc doar de cazul meu și am plecat... Că ai vrut drumul tău. Da, exact. Voiam să fac treaba asta, să-mi fac și o firma mea, să-mi fac treaba asta cu hainele, să fac o zeamă în treaba cu Constanța, pentru că chiar și când eram cu ei, un album se cheamă Constangeles volumul 1, Constangeles volumul 2. Adică a fost acolo. Albumul... Ăsta e albumul numărul 3? E acronimul, nu oricine rămâne diferit, Nord, dar mai are și un alt înțeles că eu sunt din Tomis Nord Constanța, care este un... Și mulți artiști mai sunt de acolo, de Alchimie, Samurai, Chris Blazini, Aforic. Mamă, voi sunteți un fel de Seattle, pentru muzica ground, știi? A fost, adică mulți am plecat de acolo și, scuze dacă am uitat să menționez pe cineva, dar... Și nu doar din Tomis Nord, adică și din Constanța mai sunt, uite, spre exemplu, un puști foarte tare pe Battle, Frank...
Nice. Nu știu. Deci sunt e ceva acolo, e o energie acolo. Exact, exact. A oferit Nu, e foarte interesant. Nu mă gândeam atunci când curentul ăsta a apărut pe la noi, când băieții ăștia care au avut curaj și tupeu să abordeze genul ăsta de muzică, că o să rămână așa în continuare la mare căutare. Mai am că o să se piardă așa în... Băi, eu zic că trăiască și, nu știu, aici cred că Tranda poate să aprobe sau după caz nu, că e bine și contradicția e bună, trăiască și YouTube-ul și netul, că ușor-ușor hip-hop-ul nostru se ducea așa într-o zonă zic, periculoasă. Periculoasă, na. Adică după ce că aveam puțin, se mai și certau între ei. Nu știu dacă este neapărat doar pe aripa că a ajutat hip-hop-ul sau ceva. Mi se pare că internetul s-a deschis, deodată s-a ridicat competiția cu orice. Adică astăzi poți să pui un câine să meargă pe bicicletă și să scoți un album și să aibă mai multe vizualizări și sau unii care, nu știu. Da, exact, fac lucruri. Da. Acum toată lumea, bă, trebuie să muncești mai mult sau trebuie, dacă te-ai stabilit până atunci, trebuie să ții tot așa tare, știi? Dacă tu, adică, hai să vedem altfel, dacă te-ai fi lansat în, nu știu care, nici să nu o numesc perioada de glorie, că sună urât, dar în perioada aia cu mafia la familia paraziții, cum crezi că ar fi fost lansarea ta atunci? Te-ai gândit vreodată, bă, dacă apucam perioada aia, dacă prindeam perioada aia față de perioada asta, ți se pare că e mai greu acum? Nu, este mult mai ușor să faci muzică. Pe de altă parte, gândindu-te înainte, și la faptul că nu era foarte mare competiția înainte. De asta te întreb. Când Mafia bubuiau, eu eram fanul lor. Adică aveam casete, aveam postere, eram te traseva acolo din eram, dar nu, am crescut cu ei. La familia, înțelegi? Uh-huh. Mai erau DCN-ul, Vexatul, bine de tot, Racla, da. Aveam casete, puneam preț pe casete, le voiam originale. Dar și atunci era război, mă, dacă mai știi, sindicatul Ranz sau nu știu cum se numea. Bine, versus... asta nu m-a pasionat. Eu zic de cum aveai acces la muzică și cât de mult preț puneam pe ele. Adică și mă duceam și făceam schimb de casete sau luam, împrumutam și voiam de la altul care are din state, Method Man, Snoop sau știi. Mamă, ce să mai ascultat. Era marfă chestia aia. Acum ai atâta internet și mi se pare că e așa o ciorbă, o confuzie, dar cine chiar vrea să învețe despre, să zicem, muzică și de la muzică iei un gen, nu știu, rap, pop, ce vrei tu. Astăzi ai avantajul internetului că poți să înveți multe lucruri gratis, adică... Da, e how to do it yourself, știi? Exact, vrei să faci design de interior sau înveți 3D design sau Photoshop, poți să înveți astăzi. E vast internetul. Asta e un mare avantaj. Dezavantajul este că toată lumea are acces să urce materiale, știi? Și chiar nu-s de chiar de calitate. Tranda, americanii cei mai tari? Rămân cei mai tari pe segmentul ăsta de muzică? Nu știu, la trolling? Da. Băi, noi președintele lor e Donald Trump, da, exact, da, sunt cei mai tari la trolling. Cum ți se pare ție și la ei schimbarea asta? Pentru că, ok, a apărut, vreau să te întreb și pe tine, uite, tu ai recunoscut, ai prins și perioada aia de când te-ai apucat, de 14 ani faci treaba asta. Adică, chiar că 15 sunt. Ai prins și rap-ul ăla, ai prins și curentul ăsta, valul ăsta nou, de Five Gang, de Shatra Benz, de... Cum vezi schimbarea aia? Rămâi, ești anti-mișcarea asta sau rămâi pro și e loc pentru toată lumea? Este loc pentru toată lumea, numai că eu, adică nici nu rezonez cum să, unde să mă poziționez, eu știu ce am eu de făcut, știi? Uh-huh. Adică și știu că sound-ul meu, vis-a-vis de trap, adică sound-ul de trap, să nu se înțeleagă greșit. Nu-mi displace trap-ul, îmi place ce sound are, dacă iei Kendrick Lamar, Damn sau asta, o să vezi că dacă scoți vocile, sunt beat-uri unele de trap acolo, înțelegi? Corect. Cu vocea groove, face un pic diferența, acolo scoate din context. Ce zice ăla, adică zice liric, el, acolo te convinge și aia mi se pare că, da, poți să-ți faci un update la sound, cum o să găsești pe albumul ăsta, spre exemplu, la Cadillac, este un, se vede că e un up-tempo acolo, știi? Se vede încă din cum e scris, adică da. E cu X-uri așa în loc de aur. Ok, și pe mine mă entuziasmează foarte tare să fiu încă în treaba asta și să primesc provocări de genul ăsta ca sound și ca era, ce... Mm-hmm. Pentru că eu la bază sunt producător, adică eu îmi fac singur instrumentalele și asta muzica, adică și când eram în perioada, adică de când m-am apucat de muzică. Mi-a plăcut asta. Chestia asta cu îmi văd de drumul meu, știi? Să auzi un artist care are și coloane vertebrale, e foarte important. Indiferent, știi? Ochelarii de cal care nu sunt tratați acum de genul sunt indiferent, nu-mi pasă, știi? Dar de cal te ajută uneori să nu mai uiți în stânga și în dreapta, să te uiți fix în față și să știi tu ce ai de făcut. E lumea complicată acum. Ok, să nu se înțeleagă greșit că eu văd de treaba mea și nu mă interesează stânga, dreapta, mă rog, spate sau ceva. Nu sunt atent la lucruri care pentru mine, de la care am de învățat, adică și poate fi și din vechi, și din prezent, și din nou, și din viitor, înțelegi? Adică sunt niște chestii frumoase în toată evoluția asta. Unele sunt
nu mă pasionează, dar altele pot învăța. Și slavă Domnului, subiecte de, exact, de a te inspira găsești zilnic. Nu duci lipsă, sigur, adică da, stilul ăsta și genul ăsta muzical îți permite așa o libertate de a explora. Bă, uite, mă, e dovada vie. Omul colaborează pe album cu Psihotrop, care e reprezentant, da, al generației. Da, voiam să ajung și aici, știi, la colaboratori și le hai mulțumesc. Hai să vedem așa, hai să luăm Rus, piesă cu piesă, bine, mai puțin una, pe care nu o să o citim, dar e un interludiu, nu se pune. Da, 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 să luăm așa, piesă cu piesă, să povestim un pic despre albumul tău, după care o să ascultăm și Îngerii trec prin iad. Bun, avem 5.09 AM. Ce a vrut să zic autorul? Te luăm așa la fiecare, pe scurt. De ce 5 și 9 minute? Pentru că atunci am observat că terminasem de scris la piesa asta și nu știam cum se numește, că mă trezisem la 1, visasem ceva nașpa și am stat, m-am dus, am băut apă și am dat drumul la un instrumental pe care făcusem în ziua anterioară. Okay. Și m-am apucat să scriu ce se aude pe piesă și la sfârșit stăteam și zic, bă, cum se cheamă piesa, ce n-ai văzut să-i zic? Și m-am uitat la ceas acolo și era 5.09, așa se cheamă. 5.09. Cool. Atâta, da, ai scăpat. Bun, sărim peste asta că o lăsăm ultima pe care o să și ascultăm. Diferit. Te simți diferit tu de acum față de tu de acum 5 ani, să zicem? Nu. În chiar, sound, nu în chiar, mentalitate, nu știu. Lucrurile în tot cu care sunt eu prins în frecvența mea încă vibrează. Acolo. Adică dacă atunci simt că o forțez și nu mai am nimic de spus și e irelevant complet ce zic și eu nu mă mai simt pe mine să scot albume, să fiu pe scenă, să promovez chestia asta sau să trăiesc ca la început, înțelegi treaba, atunci da, nu știu. Pui ghetele în cui dacă da, nu mai sunt astea. Tene în casă. Tomi Znordi în casă. Ok, deci de acolo aici e simplu. Tomi Znordi în casă direct. Bun. De aici. Club Nostalgia? Club Nostalgia cu Delia Rus. Cu Delia Rus, da. Apropo, o salutăm pe Delia Rus, o fată te foarte pupăm, talentată. Te pupăm, salutăm. Și mi-a plăcut de ea din prima când am auzit-o. Și mai urmează, probabil. Colaborări. Prima oară i-am abordat pe o piesă de-a ei. Ok. Și după aceea i-am zis, păi stai așa că am și albumul, lucrez la el. Ia și stai așa, da. Cred că am ceva pentru tine și am trimis două piese și speram cumva pe chiar asta să o ia prima, știi, să se bage. Și a fost și feeling acolo. Deci, știi cum e, te-a scos fata la cafea întâi, acum a fost rândul tău. Oh Baby. Cu Angeles. Cu Angeles, da. Da. Stai puțin, înainte să ajungem la treaba asta, voiam să-i salut pe băieții de la Foreign Boys, niște producători foarte, foarte tari. Ok, am văzut aici la da, Music and Sound, la tine, la pe album sound, da. Foreign Boys, cine sunt ei? Sunt niște băieți care produc, au făcut niște treabă pentru Nane. Okay. Au făcut pentru ultimul lor EP acum cu Angeles. Nice. Foarte tare și puteți să mergeți pe Facebook să căutați Foreign Boys X Angeles și găsiți multă muzică marfă acolo. Bun, deci și s-a notat. Fac producție foarte, foarte blană. Și am luat vreo 2-3 piese, 2-3 instrumentale de la ei. Adică Tomi Znordi în casă, Club Nostalgia și Dubi. Ok, Dubi. Cadillac, îți iei? Este despre orașul meu și aha, dacă asculti piesa deci o să fie relevant. De acolo nu ai somn, nu, aia e produsă de mine, Cadillac. Cadillac, ok, l-am da, notat. Nu ai somn? De obicei așa? Când mă prinde cam focul, care e ora ta muzica de producție așa? Când seara, produci mai seara, bine? Seara, se culcă lumea, se lasă liniștea, nu mai am îndatoriri față de ceva și știi, okay, trebuie să plec acolo, să mă întorc și se lasă liniște. Cum te-ai apucat de muzică? Pentru că e clar, te pricepi, tu știi bine alfabetul ăsta muzical, notele nu sunt străine. Faci și producție, le aranjezi bine. Ce ți-a venit așa, ca să spunem? Desenez de mic, înainte de muzică. Da, am fost dublu olimpic național la design. Am nice, terminat aici la un arte design-ul. Am terminat, am fost șomer. Nu, vorba ce am, meseria brățară de aur. Desenam mult când eram mic și mi-au luat ai mei un casetofon, am ascultat muzică și mi-am dat seama că astea nu o să se le mai separ niciodată. Și când am dat pe urmă de, am trecut de Vanilla Ice și MC Hammer și am dat de un Dre și un Nas și niște Jay-Z și chestii, am zis tupacul, wow. Ok, asta e altceva. Da, da, da. E altceva, era imprimată atitudine, versul, plus că știam engleză, înțelegeam. Și asta e foarte important, că slang-ul, la muzica cu mesaj nu e pricepută, exact, ca zis, egal cu zero. Ăștia spun povești, spun ceva, au și un groove altfel, știi? Și am zis, în timp ce desena, zic, ia mă, poate scriu și eu niște ia versuri. Ia să scriu, știi? Și eu, da, da, da. A luat-o dintr-o linie, s-a da, făcut cuvânt. Exact, și așa a luat naștere toată treaba, pasiunea asta. Foarte tare, să-ți rămână la fel și peste
cel puțin 30-40 de ani, pentru că să fiu eu în picioare. Mai avem nevoie. Mai avem nevoie de oameni care are toată viața înainte, maică. Da, 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 să arate nordul, așa. Ok, apreciez oricum, mersi frumos. Ăsta este albumul unde l-a arătat, acolo l-a arătat. Mulțumim foarte mult pentru cadou, Trandea, să știi că se dă cu play în mașină acum, că chiar vă rog și să îmi spuneți un top 3. Revenim cu recenzia. Da, revenim cu recenzia pentru tine. Până una alta, ascultăm și Îngerii trec prin iad. E piesa ta cu MFX. Cu MFX, OG. Sau MFX, da, este numele. Și nu uitați, așa. Noi ne vedem. Unul din colaboratorii mei preferați all time. Bun, MFX. Bun, da, l-am mai auzit pe MFX, nu e nici el un începător prin muzică, deci treaba n-are cum să fie. Zi de mol, să nu uităm, să ne punem ceas să sune. Bun, avem, da, de la ora 19 în București, Mall Vitan, întâlnire cu Navi, concert, interviu și tot ce trebuie, așadar dacă n-ai ce face pe acasă și dacă ai program, dacă nu, îți facem noi program de shopping, vino, să ne dăm întâlnire pe acolo, de ce nu? Tranda, acum în BFM de dimineață, da. Cu noi vă reîntâlniți mâine, începând cu ora 6:30. Hai, bye, și Îngerii trec prin iad, Tranda și MFX, neața! Ciao! București.